arcul înăuntru. Această parte culisează. Greu comun. Se vede. Uite așa. Nu se vede foarte clar. Pe dedesubt se poate băga un bețișor din acela de urechi prin ambele părți. În principiu, cele de jos sunt contactele pentru ștergător, doar acolo trebuie șters. Mă cam supără soarele. Sper că se văd. Una, două, trei contacte. Acesta îl împinge să facă clat. Punem în poziția de jos. Acesta. Ca să-l desfacem, forțăm stânga-dreapta puțin, ca să-l punem la loc bolțul de contact. Trebuie să fie la jumătate când ne încurce. Acum este la locul lui. Îl coborâm în jos bolțul, să nu ne încurce. Aducem capacul la poziția inițială. Acesta are un canal dacă se vede, acesta trebuie să intre pe jumătate atât într-o parte cât și în cealaltă. Capacul, după cum se vede, nu are poză, nu are nimic, poate fi pus în orice poziție. Cel mai simplu e demontat cu contactul pus în capac. Îl pune la loc și se împinge. Nu forțați prea tare capacul, să nu faceți incrustări în plastic, că este cam moale. Cam atât.